Școlile se închid una după alta, iar elevii și părinții sunt nemulțumiți atât de condițiile din clase, cât și de felul în care decurg orele online. Dezbatem astăzi cu Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, și Carina Caramihai, secretar executiv Consiliul Național al Elevilor. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Carina, cum a arătat prima lună acestui început de an școlar? A fost, într-adevăr, un început de an școlar atipic, nou pentru noi toți. A fost mai greu la început să ne adaptăm, însă am înțeles cât de important este să fim responsabili, să respectăm toate măsurile ce se impun, pentru că, până la urmă, în joc este siguranța noastră și a celor dragi, pentru că mergem acasă, mergem la bunici, este important să-i păstrăm în siguranță. Corect. Domnule Cristache, au fost școlile pregătite? A fost o întreagă dezbatere înainte de începerea anului școlar, dacă sunt sau nu școlile pregătite pentru oricare din variante, pentru scenariul verde, pentru scenariul roșu și așa mai departe. E o întrebare retorică. Bune, deci sincer, deci avem un pic și terminăm și luna aceasta și tot ne punem întrebarea dacă sunt școlile pregătite. Nu sunt școlile pregătite. Din păcate, cel puțin în mediul rural, acolo avem mari probleme, deși am crezut că vom avea avantaje, că avem efective mici de elevi și vor putea face față în față, dar nu se poate face față în față pentru că avem de la Direcția de Sănătate Publică interzis acolo unde intrăm în scenariu galben. Încă nu suntem pregătiți și orice întârziere va dăuna cu certitudine actualelor generații de copii. Eforturi se fac. Trebuie să recunosc că s-au făcut eforturi și pe linia Consiliilor Locale și pe linia Inspectoratului. Avem două ordonanțe, 144-756, prin care se pot cumpăra aceste dispozitive. Din păcate, procesul a apărut prea târziu. Nu știu de ce actualul guvern nu a încercat să vină cu această finanțare un pic mai devreme, astfel încât în acest moment să avem dispozitivele necesare. Da. Nu avem dispozitivele necesare. Este un simulacru în acest moment învățământul online și cel puțin cel galben unde spunea 50% online, 50% fizic. Așa? Sunt foarte mulți copii care se plâng că încă nu înțeleg lecțiile prin modul prin care se transmite, prin calitatea materialului audio-video, prin modul în care profesorul face efortul, că nu este ușor, trebuie să recunoaștem, nu este ușor să ai atenția distributivă astfel încât să predai și celor din clasă, să predai exact, și celor și din celor... clasa virtuală. Este o muncă dublă și trebuie să apreciem acei profesori care încearcă să-și facă datoria din acest punct de vedere. Dar cred că ușor, ușor, intrând în scenariul 3, stau și îmi pun întrebarea dacă nu este mai bine să fim toți în clasa virtuală, astfel încât profesorul să-și canalizeze eforturile către toți copiii din mediul online și să vedem ce mod de evaluare vor reuși să găsească cei de la Ministerul Educației și Cercetării, pentru că există posibilitatea să le evalueze oral, dar o să avem teze, avem nevoie de teste inițiale, avem nevoie de teste scrise și acolo, într-adevăr, este o problemă. Aflăm răspuns la aceste întrebări, pentru că stăm de vorbă chiar acum prin telefon cu Cristian Tănase, purtător de cuvânt al Ministerului Educației și Cercetării. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să vă întreb pentru început, câte școli funcționează acum în scenariu verde, respectiv galben și roșu? Care este situația în momentul de față? Conform raportărilor efectuate de către inspectoratele școlare, ieri funcționau, erau în scenariul 1, în scenariul verde, 11.996 de unități de învățământ. În scenariul 2 erau 5.143 de unități de învățământ. Iar în scenariul 3, scenariul roșu, erau 517 unități de învățământ. Din aceste 517, 214 se aflau în acest scenariu ca urmare a cazurilor de COVID-19 înregistrate în școală, în timp ce 303 unități de învățământ se află din cauza ratei de incidență a cazurilor din localitățile în care unitățile de învățământ funcționează, ori a infrastructurii școlare supuse unor lucrări de reabilitare. Datele pentru ziua de astăzi vor fi disponibile după ora 14. Am înțeles. Ce probleme v-au fost semnalate până acum, atât din partea elevilor, celor care merg la școală fizic, dar și din partea profesorilor? Vorbim de scenariul ăsta galben, iată o situație, spunea și domnul Cristache ceva mai devreme, o situație extrem de complicată cu profesorul care trebuie să fie atent la ce predă în clasă, în egală măsură să fie atent și la cei care urmăresc de acasă prin online. Într-adevăr, există astfel de situații. Ministerul Educației și Cercetării, dar și inspectoratele școlare, de la început au acționat să venim în sprijinul elevilor, al cadrelor didactice, al părinților.
Iar în mod special în prima parte la acel învățământ hibrid au existat, a fost o perioadă în care atât elevii cât și cartele didactice s-au adaptat condițiilor, diferitelor situații neprevăzute, în mod special cele tehnice. Ba nu era camera web poziționată corect, sunetul nu era calibrat, astfel încât încet să putem să trecem și peste această, peste aceste situații. Da, dar cumva profesorii au fost pregătiți, au fost instruiți pentru varianta asta de învățământ online? Și în această perioadă, formarea continuă se derulează, reprezintă un obiectiv de a facilita demersul didactic, acela de predare din planul clasic, cel față-înfață în planul hibrid, iar prin casele corpului didactic au fost adaptate astfel încât profesorii nu beneficiază doar de formare continuă specializată, ci și de consiliere și mentorat, de dezvoltare profesională. Iar prin și cu ajutorul acestora, profesorii pot identifica programe de formare continuă furnizată fie de universități, organizații non-guvernamentale, centre de studii. Până în prezent au fost formați peste 180.000 de cadre didactice, iar de asemenea Ministerul Educației și Cercetării a realizat un set de 15 lecții prin teleșcoala profesorilor, care asigură necesarul de formare al unui cadru didactic să folosească cu succes platformele educaționale. Domnule Tănas, sună frumos tot ceea ce ne spuneți dumneavoastră, doar că este o diferență foarte mare între elevii din mediul urban și cei din mediul rural, spre exemplu. Ce facem acolo? Lucrurile sunt total diferite. Nu știu cât de pregătiți sunt profesorii pe de o parte, elevii pe de altă parte, dacă există toate acele dispozitive de care au nevoie pentru a putea participa la învățământul online. Livrarea dispozitivelor se realizează de către operatorii economici care au câștigat licitația organizată de către Oficiul Național de Achiziții Centralizate. Se desfășoară conform prevederilor contractuale, astfel încât în următoarea perioadă acele dispozitive electronice să ajungă la elevi. Mai mult decât atât, și inspectoratele școlare separat achiziționează dispozitive electronice pentru unitățile de învățământ. Știți ce aș mai vrea să vă întreb, doamnă Tănase? Dacă există elaborată o metodologie la nivelul ministerului pentru evaluarea acestor elevi care participă la cursuri online, pentru că sunt școli ce se află în cazul roșu, cum se spune, în scenariu roșu, da? Și vor rămâne în scenariu roșu, să spunem, tot trimestru. Cum vor fi evaluați copiii aceștia? Cu siguranță niciun elev nu va rămâne neevaluat, astfel încât la final de semestru elevul să poată să aibă notele și să fie evaluat, să îi se încheie situația. Se lucrează în momentul de față din informații pe care le am la astfel de precizări, astfel încât până la final, când se termină primul semestru, toți elevii să fie evaluați, indiferent că sunt în sistem hibrid, față în față sau în sistem online. Deci la momentul ăsta nu există o metodologie clară cum anume vor fi evaluați aceste elevi. În momentul de față sunt precizări, dar cu siguranță se vor face în următoarea perioadă absolut toate precizări, astfel încât să nu mai existe poate locuri de interpretat. Am înțeles. Mulțumim tare mult. Toate cele bune. Am pierdut legătura. Cred, da, domnule Cristache, vă rog. Că nu știa că am început școala. Da. Deci, sincer, adică spunea că vom aștepta, am înțeles, în regulă, este o situație prin care trebuie să o înțelegem, să punem cu toții umorul, dar cred că nu știa că începem școala. Ce faci cu acei copii care sunt în scenariul 300% și care trebuie să fie evaluați și scris, nu numai oral. Despre asta este vorba. Vor avea de susținut teze. Din acest punct de vedere, suntem un pic în întârziere și aș fi vrut să-l întreb dacă nu închidea. Când vedem, până la urmă, cele 84.000 de tablete, că spuneau că sunt în grafic. Ce înseamnă în grafic?
Avem un pic și terminăm luna octombrie și acești copii nu beneficiază. Deci avem practic o lună și jumătate în care copiii care nu au dispozitive practic au rupt contactul cu școala, la care mă adăugăm încă 3-4 luni de zile din semestrul al doilea din anul încheiat recent. Practic 6 luni de zile acești copii sunt rupți de școală. Ce nivel de competențe să dobândească, cât să contribuie familia astfel încât să-l ajute, de cât cei care au posibilități financiare să facă meditații. Și cam acolo ne îndreptăm, din păcate, spre industrie, spre o dublare sau o triplare a acestor industrii, care eu nu am nimic împotriva acestor meditații, numai să fie respectat codul de etică, să nu se facă cu profesorul de la clasă. Corect. Avem, Carina, te rog. Da, însuți, oricum avem, la momentul actual, loturi pentru care încă nu s-au realizat achizițiile și de fapt nu au fost licitațiile și alte tablete care sunt blocate undeva prin China, că nu s-a lucrat undeva la 2 săptămâni și trebuie să vină tabletele de acolo. Deci vor ajunge la elevi la mai mult de 2 luni de când s-a început anul școlar și nu este ca și cum nu știam condițiile în care vom începe. Corect. Suntem în situația asta din martie cumva, adică puteam din să bănuim că... aprilie avem bani în buzunar și au trecut 6 luni și nu suntem în stare să punem aceste tablete pe băncile elevilor. Este ceva incredibil. Deci este de noaptea mitii să ai 6 luni la zi la dispoziție, să nu găsești un cadru legal astfel încât să vină în sprijinul copiilor. Deci este incredibil. Astea ar fi problemele atunci când vorbim de cursuri online. Dar când vorbim de cursurile fizice, propriu zis, din punctul de vedere, Carina, elevii ce spun? Sunt de acord să vină la școală? Preferă mai degrabă să rămână acasă și să participe la cursuri online? Undeva în luna august, când nu se știa absolut nimic cum vom începe școala, pentru că întârziau informațiile și exista o confuzie totală în rândul elevilor și până la urmă în rândul întregii comunități școlare, noi am realizat o consultare. Și acolo am văzut că peste 40% dintre respondenți, elevi fiind cu toții, voiau să înceapă școala fizic. Așa. Față de 13% care voiau exclusiv online. Deci observăm că cel puțin în lunile martie, iunie, școala online nu a răspuns cerințelor elevilor. Nu aveau toți acces la educație, profesorii nu erau pregătiți să livreze conținuturi în mediul online și putem continua. Însă, acum începem să ne schimbăm puțin opinia, pentru că observăm că în comunitatea școlară apar din ce în ce mai multe cazuri de elevi infectați, de profesori, de suspecți și atunci intervine cumva și această frică, dacă voi lua și eu. Și este foarte complicat să spunem ce vrea majoritatea, deoarece sunt unii elevi care doresc online pentru că au și profesori care le predau și alții care vor doar fizic pentru că sunt cadre didactice ce refuză să livreze conținutul în mediul online. Și bineînțeles că trebuie să găsim o rezolvare și pentru acest fapt. Ce facem cu profesorii care refuză să predea? Bun, dar ce facem cu copiii foarte mici? În cazul elevilor care, să spunem, sunt, nu știu, clasa 5, a 6 și așa mai departe, ani mai mari, poate că se pot adapta la acest învățământ online. Dar ce facem cu copiii de clasa 1, de clasă pregătitoare și așa mai departe, care au nevoie de prezența aia fizică cumva, nu? De deprinderea asta. Da, pregătitoare și clasa 1, din păcate, aici tot familia trebuie să facă efortul necesar, astfel încât să aibă cu cine să-i lasă acasă, adică să apeleze la bunici, să apeleze la bone, cei care au posibilități financiare, sau să apeleze la indemnizația pusă la dispoziție de guvern, dar și aia este doar pentru scenariul 3 și nu pentru scenariul galben. Da. Este, iar este un nou proiect, o nouă lege care este dată așa, cu jmecherie, cu vrăjeală, scuzați-mi expresia, astfel încât să nu beneficieze decât atunci când Direcția de Sănătate Publică decretează scenariul roșu. Dar sunt situații în care, și sunt 5.000 de școli, spunea parcă, dacă am înțeles, care sunt în scenariul 2. Faceți calculul câți părinți trebuie să învoiască de la serviciu, dacă găsesc înțelegere de la firmele private, unii dintre ei riscă să-și piardă serviciu. Recunosc că este ușor doar să arăți și să spui, domne, nu e în regulă. Dar chiar avem nevoie de sprijin în această perioadă și spunea tânăra, profesori care nu vor să predea în online. Ce frumos sună! Profesori care nu vor să predea în mediul online. Deci este incredibil așa ceva. Da. Deci chiar vrem să ne batem în joc de acești copii. Am spus că vrem să facem eforturile, să punem umărul cu toții, să trecem de acesta în greu. Pentru că probabil anul următor vom avea o medicație, vom avea un vaccin care să ne ajute să ne reluăm viața de zi cu zi. Așa. Dar i-aș mai spune profesorul unui astfel de profesor, ghilimele de rigoare, eu nu i-aș mai spune. Deci avem nevoie de solidaritate, avem nevoie să vină în sprijinul copiilor noștri, pentru că mai devreme sau mai târziu vom plăti cu toți aceste refuzuri pe bandă rulantă sau unii dintre ei, ca să nu generalizez, pentru că sunt profesori care chiar merită respectul nostru și cei care și-au făcut și înainte treaba cu certitudine și o vor face și acum. Exact, exact, așa este. Mulțumim tare mult pentru prezența în studio.
Sunt multe de rezolvat și, într-adevăr, sunt multe probleme. Pe de o parte, e nevoie și de implicarea ministerului, e nevoie și de implicarea profesorilor și a părinților. Și noi, cu toții. Cu toții, da. Adică trebuie, cred eu, să trecem de momentul ăsta în care doar să arătăm un vinovat sau să găsim un vinovat, da, ci împreună să găsim, da, o soluție. Să știți, e nevoie de asumare. Spune, deci noi, asociațiile, am venit în ajutorul profesorilor. Am făcut igienizare înainte de începerea școlilor. Sunt asociații de părinți care plătesc firme de pază. Sunt asociații care au vrut să plătească firme de curățenie. Deci noi, majoritatea dintre noi, încercăm să ne facem datoria. Avem nevoie și de sprijinul lor, pentru că este un an greu. Înțelegem eforturile dumnealor. Dar când îmi spune un profesor că îmi consum bateria de la laptop și îmi consum internetul, deja aici nu mai găsesc deja înțelegere. Era voința aici. Și deja discursul meu capătă altă valență. Corect. Te rog, Carina, vrei să spui ceva? Da, vreau să spun că este nevoie în primul rând de asumare. Știm în ce stadiu ne aflăm. Este timpul să venim și cu soluții concrete. De fapt, soluțiile le avem. Este cazul să le punem în aplicare. Da. Să dea Dumnezeu să găsim varianta a mai bună și comunicarea asta să nu se mai rupă între entitățile ce pot aduce plus valoare actului educațional. Mulțumim tare mult pentru prezența în studio. Mulțumim. Și vă mai așteptăm.